Exhibiții și Ikea prezintă Ecojurnalul lui Spark. Dragi ecoexploratori, astăzi vorbim despre cât de importanți și minunați sunt copacii. Unii mai scunzi, alții înalți de zeci de metri, unii abia plantați, alții bătrâni de sute de ani, unii cu frunze gigantice, alții cu flori parfumate și fructe delicioase, copacii sunt extrem de diverși. Ca dovadă, există în întreaga lume peste 60.000 de specii de copaci. Știi deja că datorită fotosintezei, copacii ne dau oxigen și absorb dioxidul de carbon, deci curăță aerul și îl fac numai bun de respirat. De fapt, dacă nu ar exista copaci, nu am putea trăi nici noi oamenii, nici alte vietăți. Pentru că arborii și pădurile sunt casă pentru o mulțime de specii de animale, păsări și insecte. Copacii ne oferă și lemn, pe care oamenii îl folosesc de mii de ani ca să-și construiască și să-și încălzească locuințele, să fabrice mobilă, mijloace de transport și o mulțime de alte lucruri, inclusiv jucării. De asemenea, oamenii au găsit de-a lungul timpului modalități originale de a folosi frunzele, crengile, lemnul și chiar rădăcinile copacilor pentru a confecționa accesorii care mai de care, de la coșuri și pălării la încălțăminte și hârtie. Să nu uităm nici de hrana pe care ne oferă copacii, de la mere, pere, cireșe și nuci, la portocale, banane, cacao și cafea. În plus, copacii ajută la reglarea temperaturii, da, răcorind aerul, reduc zgomotul și previn inundațiile și alunecările de teren. Nu în ultimul rând, copacii sunt o companie foarte plăcută, atunci când te bucuri de umbra lor sau când îți antrenezi puterile cățărându-te pe crengile lor. Iar după ce îmbrățișezi un copac, e foarte posibil să te simți mai calm, mai relaxat și foarte bucuros. De aceea îți recomand să faci asta ori de câte ori ai ocazia. Ține minte gândul verde al săptămânii. Copacii sunt cel mai bun exemplu de generozitate din partea naturii, iar viața întregii planete depinde de copaci. Așa că protejează-i cât poți de mult. Consumă și cumpără responsabil, plantează copaci, îngrijește-i și bucură-te de darurile lor. Continuă să fii ecoresponsabil! Energie și sănătate, prietenie și responsabilitate, bucurie și bunătate, puterile sunt activate! Destinația sustenabilitate!